Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Republica Fantastică România, în care statul român a devenit o afacere de familie, sunt, desigur, butadele, știm, care zic că dacă te duci în fața anumitor instituții publice și strigi mamă, se deschid jumătate din ferestre. Glumă, glumă, dar lucrurile sunt destul de serioase și, din păcate, cam adevărate. Zilele trecute am vorbit despre mufarea sinecuriștilor pe viață la banul public, oameni fără prea mari competențe, care ajung să se angajeze la stat pe criterii politice, susținuți de diversi protectori, numiți și ei politic, evident, și care după aia rămân o viață în sistem, veșnic recuperați de rețeaua de interese și datorii care parazitează la nesfârșit administrația publică din România. Oamenii aceștia își fac servicii unul altora din banii cetățenilor, astfel încât se îndatorează reciproc și astfel se mențin în sistem pe viață. O mână spală pe cealaltă și împreună spălăm obrăjorul cu un săpun fin pe bani publici. Ultimul exemplu, desigur, recuperarea doamnei Viorica Vasilica Dăncilă la Banca Națională, doamna Dăncilă, marioneta infractorului Liviu Dragnea, a fost fără discuție unul dintre cei mai slabi, nepregătiți și ridicoli prim-ministri ai României și când a plecat de la Palatul Victoria în urma unei moțiuni de cenzură, a avut mari eforturi să-și mai găsească pe undeva vreo slujbă. În mediul privat n-a angajat-o nimeni, n-a vrut-o nimeni. Era supracalificată. Da. Până când, iată, a angajat-o domnul Mugurițărescu ca consilier pe aderarea incertă a României la euro, sub motivul că doamna Dăncilă a băut cafele la Bruxelles și a schimbat vorbe. Hehe, make photo. Acum că s-a spart ghinionul la doamna Dăncilă și i-au găsit slujbușoare de 2000 de euro pe lună la stat, să observăm că ea, sărăcuța, rămăsese singura din familie care nu era amploiată la stat. Pentru că domnul Cristinel Dăncilă, soțul ex-premierului PSD Viorica Dăncilă, a fost angajat consilier la compania cu capital majoritar de stat Transgaz, relatează economedia.ro. Domnul Cristinel nu a putut fi contactat de reporterii Economedia pentru a da mai multe detalii despre noul său loc de muncă. Probabil că este ocupat cu adaptarea. Transgaz, de altfel, are o mulțime de angajați care vin din sistem. Ca să ne fie clar cine e Transgaz, Transgaz e practic de stat. E principala companie de transport a gazelor naturale în România și acționează practic ca monopol. Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, deține ceva mai mult de 58% din acțiunile acestei companii. Deci, practic, statul e patronul. Uh-huh. Și asta se vede și la angajări. Printre altele, pentru că, așa cum spuneam, Transgaz are mai mulți angajați, foști ofițeri SRI, de ce nu, sau ofițeri de poliție, și o mulțime de rude ale politicienilor. G4 Media a făcut o analiză extinsă acum un an, în martie 2020, pe baza unor surse deschise, adică declarații de avere și de interese. Astea, potrivit legii, încă trei publicate în România, nu știu cât timp o să se mai poată, și în declarația de avere și interese trebuie să declar pe unde lucrează rudele apropiate. Uh-huh. Și de acolo se poate vedea. Spre exemplu, din această anchetă G4 Media, generalul SRI în rezervă, Marius Stoica, a devenit consilierul directorului general Transgaz, după ce a fost trecut în rezervă de președinte Klaus Iohannis, pentru că nu se făcea să rămână fără colegi. De asemenea, nevestele politicienilor, Dan Motreanu de la PNL, Eugen Nicolicea de la PSD, Andrei Gerea de la ALDE, fosta nevasta lui Daniel Chițoiu de la ALDE, lucrează toate la Transgaz. Daniela Motreanu a fost angajată în 2018, Nicoleta Nicolicea în 2017, Aiten Gerea și Elena Laura Chițuiu în 2016. În familia de stat Dăncilă, ca să revenim la subiectul principal al acestei intervenții, urmează și fiul dânsei. În 2018, el a fost angajat la Curtea de Conturi, la audit, pe postul de consilier al vicepreședintelui Autorității de Audit. Foarte convenabil, pe postul respectiv angajările se fac fără concurs, pur și simplu prin decizia demnitarului, adică vicepreședintelui respectiv. Ai un vicepreședinte acolo, ai o persoană numită politic, pentru că funcția este prin numire politică, prin votul Parlamentului, și persoana respectivă după aceea face la rândul ei angajări. Cum să fac altfel angajări decât mulțumindu-i pe cei care l-au trimis acolo? Și uite așa, o mână spală pe cealaltă și amândouă mânuțele sau miile de mânuțe trag greblă din bugetul de stat. Apropo, cine credeți că este acest vicepreședinte
de la Curtea de Conturi, care a angajat pe fiul doamnei Dăncilă drept consilier, Ilie Sârbu, adică socrul fostului prim-ministru Victor Ponta. Asta ca să fie limpede cam cum se construiește rețeaua de familie și interese care căpușează statul român. Și vedeți, Caragiale îl ironiza pe Agamiță Dandanache, care în toate camerele, cu toate partidele, ca românul imparțial, nu? Nu se făcea să rămână fără colegi. Dar Caragiale e de mult depășit de realitatea din Republica Fantastică România, pentru că acum și rudele, și rudele rudelor acestor politicieni de doi bani sunt angajate la stat, unde tot vorba lui Caragiale, iau lefuri cu linguroiu, pentru că de ce nu? Nu e așa? Și acum cred că trebuie să-l parafrazăm și să-l modernizăm și pe Ștefan cel Mare, mă rog, care ar fi spus într-o dramatizare mult mai apropiată că Moldova nu e a noastră, ci a nepoților. Da, România, Republica Fantastică, România nu este a noastră. Este a politicienilor și a rudelor lor și a rudelor rudelor lor, acum și în vecii vecilor. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.